Ei, nu pierdem, dar nu reușim să câștigăm acasă. Avem nevoie de puncte. Bine, un meci ne așteptam, că am și zis la început, cu o echipă care e foarte bine organizată defensiv, asta știu să facă, și cu minge lungă pe atacant și au venit din linia a doua. E mai repriză, să zic că echilibrate, ocazii și de o parte și de alta, nu foarte mari. Repriza a doua a fost mult mai animată. Au riscat, în primul rând noi am riscat, am și jucat la sfârșit cu două vârfuri, Costache și cu Jordan, care a adus un plus față de Dumitru în prima repriză. Dar fotbalul e pe gol, nu dai gol, nu, e foarte greu să câștigi. Știți cum e când ați adus jucătorii, vreau să vă Da. întreb, să-mi răspundeți sincer. Toți arată calitate, știți cum spunea și Cornelinu pe vremea. Da, pe hârtie, da, suntem... Simțiți că în anumite momente și lipsa asta de calitate, nu neapărat la echipa dumneavoastră, în general așa. Nu vreau să zic de lipsă de calitate. E normal, la bugetul care îl ai și la salariile care îl oferi, e clar, dai 6.000, 7.000, dai 10, 12, 15.000 ca alții, e clar că acolo e diferență de calitate. Dar aici, la noi, nu e vorba de asta. Vorba Încrederea aici. da, încrederea, atmosfera asta care s-a creat aici. Ok, și în urma rezultatelor care nu au fost. Dar e o luptă între suporteri cu conducerea care nu se... Adică Locuri goale începe... pe Nu, dar muzica nu e care nu se deloc dă. locuri goale. E vorba așa de meciul. A început meciul și galeria n-a strigat. Și au început să strige contra conducere. Care nu are rostul. Conducere, conducere. Aici e echipa, antrenorul, dacă e suporter, mai ales în momentele grele, trebuie să fie alături de echipă. Și băieții simt asta. A fost și un incident cu fata lui Fabri, era capacit să lovească cu o sticlă, că au dat spre el. Deci, mai mult respect și mai multă înțelegere. Că și noi ne dorim și băieții vor mai mult. Cum ai zis și tu, poate lipsa de calitate, cum a fost, și dar nu e cazul la Fabri, a avut situația aia pe zonă centrală, singur, fără să atacă, a lovit acolo. Oricum, repriza a doua a fost mult mai animată. Cei jucătorii care au intrat au adus un plus față de prim. Poate asta îmi reproșesc că n-am fost inspirat la alcătuirea formației. Urmează vorbești cu CFR, chiar vorbeam și cu Omondi, știți că astăzi se aștepta multă lume să câștigați. Da. La CFR se așteaptă puțină lume să câștigați. Da. De cine Poate fie știu? o surpriză, nu? Fiecare meci, nici CFR-ul nu trece printr-o perioadă bună. Eu sper și asta o să ne pregătim și avem șansa noastră și noi merge acolo să jucăm, să câștigăm. Normal că oricât meci îl pregătim ca să câștigăm. Am văzut și într-adevăr atitudinea ostilă. Eu, sincer, vin aici de când am Da. promovat echipa ultima dată și niciodată n-am văzut ca în ultimele astea două meciuri. Vreau Da, să erau meciuri vă... care toată lumea simțea că e momentul să adunăm puncte. Nu s-a întâmplat Oricum, lucrul ăsta. întotdeauna dependentă și de Da, am avut vibrația și, tribunei da, stadioane. și probleme săptămâna asta. Imo Ezechiel, care ieri nu n-a mai, a simțit o durere și n-am mai avut posibilitatea. El ar fi jucat titular, nu știu dacă ar fi adus un plus, dar oricum e un jucător mai combativ, mai agresiv, mai punea presiune. Ce v-am zis, noi în prima repriză, noi n-am contat în atac. Voiam să vă Doar rog șutul de la distanță. să transmiteți un mesaj suporterilor, că spuneam, Uta s-a părut cea mai A, dependentă nu, de deci vibrația totdeauna tribunei. am lăudat și laud în continuare, ok, supărare, și noi suferim și suntem triști, dacă intri în vestiar, toată lumea e cu capul în pământ și e clar că nu e, dar în momente dificile trebuie să fii alături de echipe și împreună o scoatem. Cum am scos-o și anul trecut, o scoatem și anul ăsta.